Bună ziua, sunt Valeriu Gheorghiță, sunt medic primar boli infecțioase la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București și coordonator al programului de utilizare judicioasă a tratamentului antimicrobian la nivelul spitalului. Cu ocazia conferinței anuale a zilelor Spitalului Militar, ce va avea loc în data de 9-11 octombrie în acest an la Cercul Militar Național, organizăm o masă rotundă, având ca temă un subiect de maximă actualitate, respectiv antibioticoterapia, temă ce va aduce la aceeași masă specialități din mai multe domenii. De ce ne dorim să aducem, poate pentru prima oară, în fața dumneavoastră acest subiect? Pentru că este unul care impactează toate sistemele de sănătate din întreaga lume și toate specialitățile medicale și chirurgicale, indiferent de spitalul de care vorbim. Se știe foarte bine că fenomenul de rezistență la antibiotice reprezintă poate una dintre principalele amenințări la acest moment la sănătatea publică a oamenilor, lucru care este recunoscut de altfel și de Organizația Mondială a Sănătății. De ce asistăm astăzi la acest fenomen de rezistență a bacteriilor la antibiotice? Sunt foarte mulți factori care au contribuit de-a lungul timpului la apariția și la extinderea acestui fenomen, însă o parte dintre ei țin de activitatea noastră medicală, cealaltă parte ține de un fenomen natural pe care noi nu-l putem evita la nesfârșit. Este în schimb de datoria noastră să utilizăm pe cât se poate de corect aceste tratamente cu antibiotice și antifungice. Este de asemenea responsabilitatea noastră să evităm pe cât posibil să generăm suplimentar factori care conduc la apariția noilor mutații de rezistență la antibiotice. Una dintre principalele măsuri prin care noi putem limita acest fenomen de rezistență antimicrobiană este utilizarea corectă a antimicrobienelor la nivelul spitalelor. Din acest punct de vedere, organizațiile internaționale au elaborat politici de utilizare corectă a tratamentelor cu antimicrobiene, politici pe care și noi de cel puțin 2 ani de zile încercăm să le implementăm la nivelul spitalului și credem că suntem pe drumul cel bun. Avem deja 2 ani de experiență, perioada în care am acumulat rezultate promițătoare în acest domeniu. Am avut șansa de a avea alături de noi personalități internaționale care ne-au ghidat și ne-au consiliat în a lua cele mai bune decizii vis-a-vis de cum să individualizăm implementarea acestor programe la nivelul unității noastre medicale. Vă precizez că vorbim de peste 30 de specialități medicale și chirurgicale care în momentul de față activează în spitalul nostru, motiv pentru care patologia pe care noi o abordăm este una extrem de complexă, este una gravă, a unui pacient poate de cele mai multe ori la intersecția multor specialități și din acest motiv abordarea noastră este una integrată în care solicităm prezența colegilor din multe specialități atunci când suntem implicați în diagnosticul, în tratamentul și în rezolvarea unui anumit caz. De asemenea, știm cu toții că fenomenul de rezistență la antibiotice în momentul de față este responsabil de o mare parte dintre pierderile pe care noi le înregistrăm atât la nivelul comunității cât și la nivelul spitalelor. Vorbim de infecții cu germeni cu rezistență extinsă, infecții care sunt foarte dificil și greu de tratat în momentul de față și în ciuda faptului că paleta de antibiotice disponibile astăzi este foarte largă, doar o mică parte dintre ele mai pot fi utilizabile, din păcate. Nu aș vrea să terminăm într-o notă pesimistă. Noi considerăm că abordând această problemă extrem de complicată prin participarea colegilor din toate specialitățile, epidemiologi, sănătate publică, specialități medicale și specialități chirurgicale, putem să controlăm acest fenomen care în momentul de față, așa cum spuneam, este o amenințare reală la succesul progreselor remarcabile care s-au făcut în domeniul medical. Din acest punct de vedere, misiunea spitalului nostru este aceea de a controla acest fenomen și de a împărtăși experiența noastră cu colegii noștri din celelalte specialități, din celelalte spitale, atât din țară cât și din străinătate.
Pe această cale vă lansez invitația de a fi alături de noi la această sesiune, care ne dorim să fie una de succes și în care să putem împărtăși fiecare din experiența noastră. Și avem alături de noi personalități remarcabile în acest domeniu, care reprezintă cu mândrie România, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Dragi colegi, vă lansez încă o dată invitația de a fi alături de noi și de a putea să împreună să tragem concluziile cu care mai departe trebuie să mergem în locurile în care noi ne desfășurăm activitatea de zi cu zi și să putem asigura o practică medicală de calitate. Vă mulțumesc!